Bucurie, sufletelor dragi! V-am ales o emisiune de suflet pentru cei care cu drag mă ascultați, mai ales că aceste emisiuni nu sunt dedicate decât oamenilor speciali care au răbdarea, capacitatea și forța psihică necesară de a înțelege mesajele dincolo de cuvinte. După cum citiți pe micul ecran și după cum vedeți acești sfinți minunați pe care i-am în timpul emisiunii însoțitori la cuvintele pe care vi le adresez, am ales o temă foarte actuală din viața noastră, care este legată de dragoste. Acest cuvânt este din ce în ce mai rar înțeles și ascultat sau auzit de oameni, pentru că dragostea este de mai multe feluri. Ea este împărțită în mai multe categorii pentru mai multe categorii de oameni. Și este dragoste paternă pe care mama, tata o are față de copiii săi și pentru ei și-ar da viața dacă li s-ar cere. Și mă refer la părinții cei adevărați, nu la micile excepții pe care ni le-a dovedit viața. Apoi dragostea este a fraților, unul față de altul, la fel cu mici excepții, așa cum viața de fapt a dovedit-o, că mulți dintre frații care au crescut, au copilărit împreună astăzi, se urăsc și sunt dușmani de moarte. Apoi mă refer la dragostea pe care noi o avem față de Dumnezeu, față de sfinți, și mă opresc puțin la situațiile dificile pe care le parcurgem în viață, la care căutăm răspuns și nu găsim de multe ori alinarea durerilor care ne apasă mintea, sufletul, mintea și inima noastră, încercând să dăm vina de multe ori că soarta ne-a fost nefavorabilă sau că așa a fost să fie. Aceste cuvinte pe care noi le auzim frecvent, rostite de oamenii care se pierd, de oamenii care sunt triști, de oamenii care s-au îmbolnăvit, aș vrea ca să fac o paranteză și să spun că oamenii care se îmbolnăvesc s-au îmbolnăvit celulele lor pentru lipsa dragostei. Pentru că dragostea este scutul sau globul de sticlă care păzește interiorul omului, dar păzește și sufletul și inima lui. Imaginați-vă că ați avea ceva foarte valoros într-un glob de sticlă. Acel glob de sticlă, odată spart, va fi greu cioburile să le aduni și să-l refaci. Și odată cu distrugerea lui, ești la mâna și voia destinului acestei vieți, pentru că oricând ți se pot întâmpla multe și oricând poți fi vulnerabil sau poți fi de altfel victima propriilor tale gânduri, a propriilor tale idei și hotărâri sau decizii pe care le-ai luat în viață. V-am arătat sfinții și vi arăt pentru a înțelege mesajul pe care aceștia îl transmit prin gura unui slujitor. Mesajul lor este acela, de exemplu, unui sacrificiu suprem pe care l-au dovedit atunci când erau în viață, din dragostea nemărginită și necondiționată pe care au arătat-o față de Dumnezeu,
Iar ei, chiar dacă au plecat din acest câmp al materiei numit lumea, n-au murit, ci în ceruri, pentru noi, fiecare suflet care este dornic să-i cunoască, ne stau de veghe și ne așteaptă să-i chemăm. Vorbim apoi de dragostea pe care noi oamenii trebuie să o avem față de noi. Să știți că mi-am dat seama pe zi ce trece că oamenii nu se iubesc pe ei. Există atâta răutate în lume încât mă mir că Dumnezeu mai are îngăduința și iubirea de a ne ține. Însă toate catastrofele, toate dezastrele care vin, necazurile care ne lovesc, sunt consecință a lipsei iubirii și dragostei din noi, care ne transformă din oameni în neoameni și ne face să nu mai fim conștienți de ceea ce realizăm, de ceea ce facem, la fel cum, fără jigniri sau fără supărări, unii dintre confrații slujitori, e drept, din altă biserică, Biserica Ortodoxă Română, încearcă să vină și să vă convingă lucruri care n-au legătură cu dragostea și realitatea a ceea ce sunt, ceea ce reprezint astăzi, fiind acel părinte iubit de voi mulți și care se află sub oblăduirea și ascultarea Mitropoliei Ortodoxe a Muntenegrului, de acum înființat oficial în România ca vicariat. Când dispare dragostea, când ura ia locul bunătății. Atât de mare este murdăria și mizeria acestei lumi, încât iată au creat o formă de inteligență artificială prin care pot să compromită oricând orice persoană și pot să-i imite vocea, pot să-i introducă cuvinte și să creeze niște dezacorduri ale cuvintelor, dar și ale modului în care tu gândești și care, mă scuzați, pot induce în eroare pe oricine. Am văzut astfel de modificări de voci și în cazul Preafericitului Daniel și în cazul unor episcopi din Biserica de Rit Vechi și mai nou am auzit câteva modificări de voce, inclusiv ale mele personale sau a vocii mele personale, prin care unii miștocari, oameni care de fapt n-au nicio trăire și n-au niciun sens în acest drum al vieții, încearcă să minimalizeze sau să denigreze valoarea pe care orice om o are, ți-o construiești, chiar dacă în tine s-au aruncat cu cărămizi și chiar dacă în voi, cei care astăzi mă ascultați, s-au aruncat cu vorbe și gânduri rele. De ce v-am dat exemplu sfinților? Pentru că sfinții au fost iertători. Să știți că nu întâmplător vă vorbesc de ei, lăsând deoparte suspiciunile și comentariile unora pe care îi rog să se abțină, că este foarte scump, că este foarte ieftin, că nimic nu e scump în viață când vine vorba de suflet și de tratarea nevoilor lui. Am pus această întrebare de mai multe ori și vă mai întreb, oare are vreun preț liniștea sau fericirea? Sau care este prețul cuantificat, dacă ar fi să îl măsurăm,
în produse sau în bani pentru acel om care astăzi este trist, este singur, este pierdut și își caută un nou sens al vieții. Nu există. Există, în schimb, oameni care vă vor vorbi și vă vorbesc despre puterile și dragostea necondiționată pe care Sfinții o arată față de oamenii drepți. Oamenii care nu sunt părtinitori și n-au răutăți. Aș vrea să știți că oamenii drepți, preoții drepți, pe care voi îi căutați cu ardoare, așa cum m-ați căutat și mă căutați și pe mine pentru că aveți nevoi pe care credeți că prin mijlocirea și rugăciunile mele și ale Sfinților vi le putem rezolva. Aceste lucruri le faceți din dorința și convingerea că cineva poate să vă scoată din întunericul suferințelor și să vă aducă pe un drum bun. Însă, sunt suficient de mulți demoni îmbrăcați în haine de miei care vă opresc din drumul vostru și vă întorc din ceea ce vreți să faceți, nelăsând liberă voința și dorința ca voi să găsiți în sfârșit drumul sau calea cea adevărată pentru a-ți rezolva necazuri și supărările vieții. Și atunci eu vin și vă spun, nu mă căutați pe mine, eu sunt un fier ruginit. Eu sunt un fir care aduce lumina spre voi din sfera sacră și prin puterea sfinților. Căutați-i pe sfinții pe care îi avem în România, începând de la Sfânta Filofteia, Sfânta Parascheva, Sfântul Dimitrie de la București, Grigore de la Mănăstirea Cozia și sfinții care sunt la Bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera, începând cu moaștele Sfântului Bonifatie, vindecător de patimi și alungător de suferințe ce sunt pricinuite de acestea, pe Marele Sfânt de care voi ați aflat prin intermediul emisiunilor mele, Sfântul Pangratie, Sfânta Agnia, vindecătoare de boli, Sfânta Cecilia, care este Sfânta Familiei, a muzicienilor și protectoare a celora care și-au pierdut speranța și-și caută adevărul, ascuns în spatele unor blesteme sau farmece de care au avut parte sau le moștenesc din neamul lor până la 7-a generație. Nimic din ceea ce doriți să realizați, nimic din ceea ce doriți să obțineți și să faceți, nu veți reuși câtă vreme răutatea, câtă vreme suferința și câtă vreme neputința va fi mai mare decât putința de a ierta, de a trece peste, de a vă curăți sufletul și de a vă îndrepta viața. Să știți, deși pare cinic și foarte ușor cuvântul acesta, dragoste, nu toată lumea îl poate avea sau nu toată lumea o poate avea, pentru că dragostea, dragii mei, este o floare rară și ea dispare din viața și în inimile acelora care încep să mintă, încep să se denigreze și să nu se mai prețuiască, pentru că prețuirea, dragii mei, prețuirea pe care noi trebuie să o avem unul față de altul este mai presus de orgoliile și de dorința de a face rău și de a răzbuna
sau de a ne răzbuna pentru lucruri care nu aparțin omului credincios și acelui om care de fapt spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar este foarte departe de El. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi cu totul. Dumnezeu este drept, Dumnezeu este bun, dar este și judecător al sufletului tău atunci când cade în rătăcire sau a minții tale atunci când cade în amăgire, atunci când tu, iubite creștine, îți propui să faci ceva și de fapt acel ceva despre care vorbim, n-ai reușit să-l duci la bun sfârșit pentru că te-au scos alții din priză. M-aș opri puțin la cei care fac fapte bune și le mulțumesc. Le mulțumesc acelora care au ajutat și ne ajută să strângem bănuți pentru calea Sfinților, amintindu-vă că în perioada 6, 7, 8 și 9, dar în mod special ziua de 7, este dedicată dezlegărilor acelor oameni bolnavi, dezlegărilor de vrăj, de farmece, de suferință, pentru că boala, să știți, nu întâmplător ajunge în trupul unui om, ea vine dintr-o suferință profundă, dintr-un șoc sau dintr-o moștenire. Și ne întrebăm de ce oare, la o vârstă foarte fragedă, oamenii mor? De ce oare, la o vârstă foarte fragedă, oamenii se pierd? Își pierd cumpătul, își pierd mintea, își pierd familiile? Și răspunsul este limpede, pentru că aceștia sunt sub efectul unor blesteme sau duhuri necurate pe care le-au moștenit, nu le-au luat în seamă și care i-au atins. Și iată că astăzi i-a dezbinat, iar acea zi este o zi pe care noi o sărbăm în cinstea Sfântului Pangratie, ce pe 9 iulie va fi sărbat la bisericuța unde-i sunt moaștele, pentru că este și ziua lui. La acea zi vor fi prezenți și aduse sfinte odoare din mai multe colțuri ale lumii, la care voi, pelerinii, veți putea trece să vă închinați, să le atingeți, să vă spuneți o dorință și vă asigur că nu în zadar ați făcut sau veți face drumul sfinților împotriva și în ciuda tuturor răutăților celor care vor încerca să vă oprească din drum și vă vor spune lucruri urâte, tocmai pentru a nu putea ajunge să vă izbăviți de necazul și supărarea voastră. Aș vrea să fiți foarte atenți la ceea ce vă voi spune în următoarele cuvinte și să țineți minte ceea ce vă spun. Citeam o carte atât de interesantă, scrisă de un părinte înduhovnicit, un mare duhovnic al nostru, părintele Ioan Iovan, de la Mănăstirea Recea, care spunea așa, că diavolul niciodată nu-l va ataca pe un om slab. Diavolul va lucra la mintea și la sufletul și în viața unui om tulburat, dar un om cât de cât puternic, pentru că voi sunteți oameni puternici, aveți o casă, nu dormiți în gară, aveți mai mult sau mai puțin o familie, aveți o pensie mai mult sau mai puțin mare sau mică, într-un cuvânt aveți o rânduială și un rost pe acest pământ și de aceea vă spuneam că diavolul nu-i atacă pe cei slabi, ci vă atacă pe voi, cei care în drumul vieții voastre întâmpinați multe piedici sau aveți
multe îndoieli pentru că voi le dați voie ca ele să se sălășluiască și să se așeze în sufletul, în viața și mintea voastră. Să știți că o îndoială nu v-ar putea face rău dacă voi n-ați accepta-o, pentru că astăzi lumea, pentru a putea fi convinsă, este condusă prin dezinformare și minciună. Dacă dumneavoastră credeți că ceea ce se întâmplă astăzi în lume, inclusiv în politică și peste tot, este ceea ce ne dorim noi, atunci înseamnă că nu vedeți lumea cu adevărații ochi, ci vedeți o lume ireală care nimic n-are de-a face cu lumea adevărului, a iubirii creștine, a păcii și a dragostei, pe care noi trebuie să o purtăm și să o avem unul față de altul. Și atunci diavolul lovește în acești oameni care au ceva, însă nu sunt siguri de ceea ce vor și de ceea ce ar vrea să aibă, așa cum voi nu sunteți siguri de faptul că, mergând la o biserică sau la un preot, că așa v-au zis alții, e bine sau nu e bine să faceți asta. Și atunci diavolul vă introduce îndoială. Nu veți vedea niciodată un hoț să atace sau să spargă o casă goală, pentru că nu va avea ce fura din ea. Așa și diavolul nu va ataca un om simplu, ci va ataca un om din care va putea să fure ceva important, la care poate nu v-ați gândit, și acel ceva important se numește încrederea. Încrederea de a veni la o biserică, încrederea de a cere să ai în casa ta un sfânt, încrederea de a contribui cu ceva pentru a-ți da, știi, există o vorbă: dă-i cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Câtă vreme te vei zgârci și lucrurile acestea nu le vei împlini, ceea ce pățești tu astăzi este de fapt rezultat al gândirii, al felului tău de a interpreta și a sfaturilor care vin. Și să știi că sfaturile care sunt date de multe ori nu reflectă cuvântul adevărului. Sfaturile pot fi pozitive sau negative. Sfaturile bune în lumea de astăzi sunt tratate cu mojicie și sunt luate în râs și sunt încurajate anomaliile pe care le auzim frecvent vorbindu-se la televizor sau în alte țări, în care bărbații să rămână însărcinați, anomaliile în care bărbații să fie împreună cu alții și multe alte lucruri pe care n-aș vrea să le amintesc, să nu jignesc, dar care sunt împotriva legilor divine. Și împotriva legilor divine este și răutatea, de care v-aș ruga să renunțați, sau la care v-aș ruga să renunțați, cel puțin pentru o perioadă de timp, pentru a vă putea vindeca. Un om răutăcios, oricât de multe pastile s-ar strădui să ia, acestea, într-adevăr, au efectul de ameliorare și, de ce nu, poate de a vindeca un trup, dar sufletul nu-l vor vindeca niciodată. Știți? Există oameni care mă privesc la această oră și care nu s-au împărtășit niciodată. Există oameni care nu și-au făcut niciodată timp pentru suflet să vină la bisericuța Sfânta Maria din voluntari, cel puțin de curioși, cu excepția celor care vin cu legitimații trimiși sau iscoadelor pe care confrații din deal le trimit ca să vadă ce se mai întâmplă. Păcatul lor să fie. Însă atunci când te duci la o biserică și la un loc sfânt, tu du-te, omule, și caută-L pe Dumnezeu. Caută sfinții de acolo și le cere lor sfatul și părerea a ceea ce faci tu, a ceea ce gândești, și credeți-mă că nu vor trece zile multe, răspunsul, rezolvarea
și alungarea suferințelor voastre vor veni de la sine în cel mai scurt timp. Vreau doar să știți că în viață nimic nu se întâmplă la voia întâmplării și jertfele pe care voi le faceți, ajutându-ne pe noi la calea Sfinților la care vă invit, pe data de 7 la ora 11 ziua, sau cei care nu puteți, trimițând o scrisoare sau un pomelnic, toate acestea vor fi și vor rămâne mărturie în cerurile credinței voastre, pe care noi oamenii nu putem cântări și nu putem cuantifica, pentru că așa suntem noi, oamenii. Dacă vrem să vedem pe cineva rău, îl vom putea vedea rău și vom căuta întotdeauna neghina din viața lui. Dacă vrei să cauți lucrurile frumoase din viața unui om, trebuie să uiți de neghină și să lași neghina să o judece și să o șteargă Dumnezeu, iar tu vezi în omul pe care vrei să-l asculți partea bună și ascultă-l pe el, dacă ți este de folos, să pui la inimă ceea ce ți este bun și ceea ce este rău, ce nu are legătură cu iubirea, să dai uitării. Acest lucru ne-au învățat Sfinții. Sfântul Pangratie, Sfânta Cecilia, Sfânta Familiei, a căror sfinte moaște se află într-un oraș din inima Transilvaniei, Gherla, la care poate nu prea v-ați făcut timp să mergeți, să o vizitați, deși să știți că cei care au făcut această jertfă, ajungând la moaștele ei pe strada Mihai Viteazul, numărul 15, acolo s-au închinat în paraclis și-au pus dorința și n-au trecut zile multe și s-au întors să mulțumească. Vedeți dumneavoastră ce nu înțelegem noi? Că Sfinții te cheamă, nu te pot chema direct, se arată în vis. Mi-ați mărturisit mulți că ați avut vise cu Sfinții. Mi-ați mărturisit mulți că ați simțit prezența lor și cu toate acestea au rămas mulți necredincioși comentatori pe lucruri care n-au nimic de a face cu realitatea și cu ceea ce simt. Aș vrea ca cei care treceți pe la noi să cereți un de lemnul celor 500 de sfinte masluri pe care mi-aș dori să vi-l dăm. Este adunat și reînmulțit la bisericuța noastră de la Mănăstirea Bic din județul Sălaj și să vi-l dăm cu dragoste, să vă fie de folos spre bucurie, spre pace și spre sănătate, dar nu înainte de a vă ruga, începând cu ziua de astăzi, Sfintei Cecilia și Sfintei Agnia mâine, pentru cei care sunteți bolnavi, iar astăzi pentru cei care vă doriți familii. Să spunem rugăciunea de încheiere, zicând slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har, spor și binecuvântare și să vă înțelepțească cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă așteptăm cu drag la noi. Fiți binecuvântați. Doamne ajută!